Nicolae Petrașcu s-a născut la 5 decembrie 1859 la Tecuci. A fost un diplomat, scriitor, memorialist, publicist, istoric și critic de artă. A urmat școala primară la Tecuci și liceul Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad. Frecventează începând din 1880 Facultatea de Litere și Drept a Universității din București și o termină în 1884. În 1885 este numit atașat în Ministerul de Externe, iar în 1888 a devenit șef de cabinet al lui Petre P. Carp. A fost secretar delegație la Paris în 1889 și apoi la Istanbul în 1890, ca elev. A trimis câteva poezii la convorbiri literare fără a fi însă publicate. A frecventat seratele de la Intim Club și i-a cunoscut pe unii dintre scriitorii importanți ai țării, printre care pe Duiliu Zamfirescu, cu care leagă o strânsă prietenie. În anul 1879 are loc debutul său literar prin versuri publicate în revista ieșeană Jurnalul pentru toți, iar în 1883 este introdus la ședințele din București ale Junimii. La recomandarea lui Titu Maiorescu ține, începând din 1892, un curs facultativ de istoria literaturii române la Universitatea din București. Publică articole pe teme diverse și de critică literară în convorbiri literare, în revista pentru istorie, arheologie și filologie Ateneul Român și în Viața Nouă. S-a remarcat prin campania dusă pentru reorganizarea teatrelor naționale și a conservatoarelor de muzică și artă dramatică. A susținut necesitatea ca scriitorii și artiștii să fie sprijiniți de către stat. A fost un prețuitor al artelor plastice și a publicat câteva monografii ale unor artiști pe care i-a cunoscut și pe care i-a susținut în revista sa. Nicolae Petrașcu, prin studiul dedicat lui Mihai Eminescu, publicat în 1892, este primul critic care cercetează viața și opera acestuia într-o lucrare amplă. Cu acest studiu devine și primul critic care inițiază studiul formal al operei eminesciene. Se remarcă poziția critică a lui Nicolae Petrașcu, care consideră defectuoasă și nu este de acord cu critica metafizică de la revista Junimii, dar și cu cea așa numit științifică susținută de Ghierea. Așadar, să nu uităm, prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.